Suntem gata. Bună ziua, prieteni, cetățeni ai Republicii Moldova și români de pretutindeni. Ca și mulți dintre voi am râs de această fumigenă, că noi ne-am fi retras în favoarea cuiva. Vreau să vă spun de start, noi putem să ne retragem doar în favoarea unirii efective. Atunci când lucrul ăsta se va realiza, fiecare de noi își va vedea de treabă. Eu la Catedra Universitară și domnul profesor Reniță la fel, într-un domeniu în care s-a consacrat. Discursul de astăzi poate fi ultimul în calitate de parlamentar, atât pentru mine cât și pentru domnul Reniță. De legislatura curentă. De legislatura curentă, dar poate fi și primul într-o nouă schimbare pe care ne-o dorim cu toții. Totul va depinde de dumneavoastră, de mobilizarea pe care o vom avea, de care vom da dovadă și de opțiunea de vot, desigur. Noi, ce a depins de noi, ne-am făcut datoria, am coalizat o forță unionistă integră, puternică, intelectuală, cu personalități și oameni frumoși care pot aduce cu siguranță o schimbare la față în politica din Republica Moldova. Eu personal, așa cum știți, am venit ca unionist în politica moldovenească pentru a înlătura regimul oligarhic al lui Plahotniuc, Dodon și Șor, cauză pentru care am luptat fără compromis. M-ați văzut în toate ipostazele, la toate protestele care le-am organizat la Chișinău, Călăraș, Ungheni, în glodul pe care l-am călcat în campania electorală anterioară, în bătăliile pe care le-am dus în Parlamentul actual al Republicii Moldova pentru a-l condamna pe Dodon, pentru a-l scoate pe Șor în afara legii, pentru a apăra limba și identitatea românească și, cel mai important, pentru a dizolva acest Parlament corupt care nu-și avea loc în viața noastră și care nu are niciun rol în istoria noastră recentă. Îmi respect foștii colegi din blocul acum, alături de care am luptat împotriva regimului, am înfruntat împreună atât cât am putut și atât cât ei au înțeles să facă. Și dincolo de lucrurile care au fost spuse, ce rămâne important este să vedem cum acționăm mai departe. Regret faptul că nu am putut constitui o alianță preelectorală, să prefigurăm un vot integru pro-european acordat candidatul la președinție în noiembrie 2020. Ne-ar fi fost mult mai ușor, dar asta n-a depins de noi, iar cei care au respins o asemenea idee vor trebui, în eventualitatea unui eșec, să-și asume responsabilitatea. Să știți că această campanie electorală nu este nici pe departe una încurcată, nu vă pierdeți în multitudinea partidelor politice. Toate astea sunt niște aparențe. În această campanie, Kremlinul, Moscova, ambasada Rusiei și clanurile oligarhice de aici, de la Chișinău, care se folosesc de jocurile geopolitice în interesele lor meschine particulare, au creat o grămadă de partide, piste false de vot, pe care le găsiți cu ușurință, pentru că noi le-am explicat odată. Pentru dumneavoastră, acel 1 milion de voturi care au fost în 20 noiembrie 2020, există două opțiuni de vot. Una pro-europeană, cu partide care de bine de rău și-au păstrat o anumită integritate, cu toate rezervele pe care le avem față de ele. Și există Partidul Unității Naționale, PUN-ul, care la ora actuală reflectă unica opțiune de vot unionistă și românească clară, care poate accede în Parlament și transforma profund, iremediabil această societate. În ceea ce urmează, am să-i ofer cuvântul excelenței sale domnului
Iuri Reniț, alături de care am luptat în acest Parlament și alături de care mi-aș dori să lupt în continuare, la fel ca și de multitudinea personalităților care le avem în pun și pe care dumneavoastră le-ați cunoscut în această campanie, după care voi reveni cu două teme importante ale acestei campanii. Vă rog, excelent. Mulțumesc tare mult, domnule deputat Țicu. Confirm și eu că a fost o mare bucurie și o plăcere să activăm împreună în acest Parlament și să ne sincronizăm acțiunile pe subiecte, pe chestiuni de maximă importanță și rezonanță politică și socială. Dragi cetățeni, dragi alegători, deoarece ne aflăm în preajma zilei de 11 iulie, stimații noștri alegători din circunscripția uninominală numără 26 Chișinău cu sectoarele Buiucani, Centru și Telecentru, mă adresez și către dumneavoastră, deoarece m-am străduit să vă reprezint cu demnitate în Parlament pentru mandatul pe care mi l-ați acordat. La ora bilanțului, și vorbea domnul deputat Țicu aici de faptul că ar putea să fie ultima noastră conferință de presă cu remarca în actuala legislatură, vreau să remarc și unele succese care le-am obținut în cadrul Parlamentului împreună cu alți colegi din fostul bloc acum și în mod special cu domnul deputat Țicu, dar și să-mi exprim și multitudinea de decepții, dezamăgiri și așteptări neîmplinite. Noi am venit în blocul acum, în 2019, cu obiective strategice foarte bine definite, stabilite. De aceea, în ce mă privește, am aderat și am acceptat să candidez. Dincolo de unele succese pe care le-am obținut în cadrul acestui bloc, din păcate au urmat, ziceam, marele decepții și marele eșecuri, pe care atât eu, colegul nostru domnul Țicu, cât și dumneavoastră, stimați cetățeni și alegători, le împărtășiți de o potrivă. Și n-aș vrea să vă răpesc mult timp, dar aș vrea să stărui asupra a două momente foarte importante pe care ne le-am asumat împreună cu colegul Țicu. Și aici mă refer la dosarele proverbiale care au devenit. E vorba de culiocul lui Dodon, unde este implicat această conservă rusească într-un act evident de corupție, și al dosar toată cohorta și gașca lui Dodon, bahamiștii, dosarul Bahamas. Ei bine, la 2 ani și jumătate de, sau cât suntem în Parlament, din păcate lucrurile nu s-au mișcat deloc. Și e simplu pentru toți. Astăzi, în această zi, putem trage o concluzie profund regretabilă. Procuratura Generală a Republicii Moldova este o instituție dependentă de Partidul Socialiștilor și, îndrăznesc să afirm, execută indicațiile care vin de la Steaua Rubinie, de la Kremlin. Din păcate, aceste două dosare au fost conservate, au fost înghețate pentru a-l proteja pe Dodon și pe acoliții lui corupți. De aceea, alături de colegii de la Partidul Unității Naționale, în viitorul Parlament, neapărat trebuie să finalizăm cel puțin aceste două dosare, Dodon și gașca lui, și corupții au mai multe dosare, dar trebuie neapărat să finalizăm aceste dosare și să facem astfel ca toți corupții, indiferent din care partide, să ajungă
pe banca acuzațiilor și ulterior la penitenciarul 13. M-am convins și ne-am convins de un lucru deja evident. Actuala lege cu privire la procuratură nu funcționează. Din păcate, ea a fost elaborată pentru o democrație consacrată, pentru o țară în care democrația și instituțiile statului funcționează independent, dar și coordonează activitățile. Cei care au elaborat-o și au propus-o și Parlamentul au adoptat-o nu au ținut cont de realitățile din Republica Moldova. De aceea, astăzi, Procuratura Generală, judecătoriile, în majoritatea lor, sunt cetăți izolate, cetăți în care nimeni, muritorul de rând, cetățenii, inclusiv deputații, nu au nicio posibilitate de a influența lucrurile. De aceea, dincolo de primul proiect la care s-a referit domnul președinte Țicu, proiectul de reunificare cu România, printre primele proiecte va trebui să fie cel de modificare al legea cu privire la modificarea procuraturii, în care să ajustăm această lege la realitățile noastre încă corupte și profund nefuncționale din Republica Moldova, odată cu demiterea integrală a conducerii Procuraturii Generale și a instituțiilor sale specializate. Uitați-vă cum se mimează că luptă împotriva corupției, a marii corupții. În alte cazuri, corupția măruntă, mică, ei acolo sunt eroi. Sunt pe primele pagini, sunt pretutimeni. Când e vorba de Dodon, de Platon, de alți corupți, Plahotniuc, uitați-vă, nici până astăzi nu e niciun dosar. Și când Stoianoglu vine și flutură pe la televiziuni, că el l-a demascat pe Plahotniuc, minte cu nerușinare, deoarece lucrurile astea se cunoșteau de mult. Practic n-a făcut nimic concret și de substanță pentru o procuratură generală. În mare parte să știți că insuccesele noastre se datorează unei procuraturi dependente de PSRM și transformându-se într-o filială a PSRM-ului ca să-l protejeze pe Dodon și toți corupții lui. De asemenea, zilele trecute, chiar ieri, am văzut că guvernul în componența lui aproape totală sabotează activitatea acestei structuri executive. Ei bine, dacă în Parlament deputații care reprezintă voința poporului și sunt politicieni își pot permite unele lucruri, mai amână, mai discută, păi un executiv implementează și execută fără ezitare. Ați văzut, ei au transformat guvernul în aceeași filială a PSRM-ului. Nu alocă bani pentru alegeri, nu fac cutare. Un oarecare infantil de ministru, de la justiție, îl doare capul, încă trebuie să maturizeze. Un alt general de la armată a dat boala peste el. Alții, 3-4 de asemenea, s-au îmbolnăvit imediat. Eu cred că Procuratura Generală trebuie să se ocupe serios, are motive să se ocupe de această sabotare deschisă din partea membrilor guvernului, cu excepția câtorva membri care mai sunt ai guvernului, și aș menționa aici și aș sugera fostului meu coleg de la externe, actual ministru de externe și prim-ministru interimar, să manifeste mai multă voință și să-și asume mai multe responsabilități în această perioadă dificilă. Nu PSRM-ul l-a făcut. Și așa că, domnule Ciocoi, ia și te disociază totalmente de aceste persoane nocive și reprezintă cetățenii și interesele statului Republicii Moldova. În egală măsură, procuratura trebuie să se ocupe de CEC, de reprezentanții din CEC, care obstrucționează intenționat, doar să facă pe placul lui Dodon și a Moscovii activitatea secțiilor de votare. De aceea, fraților, stimați alegători, avem nevoie de un parlament
combativ, un parlament care să reprezinte interesele cu adevărat ale dumneavoastră și care să ducă o luptă efectivă și eficientă împotriva corupțiilor. N-aș putea să trec cu privirea și alte două aspecte. Uitați-vă, nici până astăzi cazul de rezonanță cu anabolizantele, cu ambasadorul personal al lui Dodon la Moscova, Neguță, nici până astăzi nu-i dus la capăt. Nici până astăzi nu finalizat dosarul cu sediul și terenul Consulatului General de la Odessa, în care sunt implicați funcționari de înalt rang de la Ministerul de Externe și din Guvern. Oare de ce? Oare iarăși e argumentarea că, pe care Stoianoglu o prezintă ipocrit, că suntem în campanie electorală și nu permitem Procuraturii Generale să fie antrenată în campanie electorală. O minciună sfruntată. Parlamentul, guvernul și are agenda separată. Procuratura trebuie să-și aibă agenda ei separată, care nu depinde de ciclurile electorale. Nu există nicio justificare din partea Procuraturii Generale pentru tergiversarea intenționată a acestor dosare de rezonanță și a multor altora, pe care sunt sigur colegul meu, domnul Țicu, le va menționa în continuare. Aș vrea să vă arăt o chestiune care, din păcate, a devenit simbolul Republicii Moldova. Un simbol al corupției, al minciunii, al ipocriziei și a sfidării bunului simț, a sfidării cetățenilor. Uitați-vă la aceasta, stimați cetățeni. Asta reprezintă astăzi Republica Moldova prin Dodon, Voronin, Platon, Șor și toți alții. Iată care e imaginea adevărată a Republicii Moldova. Știți foarte bine că mi-am asumat responsabilitatea și am prezentat acest video cum Dodon ia culeocul și îi spune subalternului său Furculiță să dea banii luni. Iată care este imaginea. Ca să scăpăm de această imagine rușinoasă, stimați alegători, dragi cetățeni, votați pe 11 iulie partidul și persoanele, echipa Partidului Unității Naționale, care a demonstrat că are verticalitate politică, care verticalitatea dreaptă, care responsabilitate și vă va reprezenta cu multă demnitate și responsabilitate în viitorul Parlament. Deoarece ieri a fost în spațiu public prezentate niște secvențe care demonstrează fața adevărată a lui Dodon, a socialiștilor, a inclusiv matusalemicului general și torționar de miliție, Voronin. Ați văzut cum împușcă niște animale și își satisface cu ferocitate ambițiile personale acest Dodon. Voi insista ca acest individ să fie izolat și închis în acest țarc unde stăteau animalele cele acolo și între timp să vină tătuca lui care l-a crescut și l-a promovat, Vladimir Nicolaevici Voronin. Voronin e pasionat și el de vânătorie. Cred că aici am pus punctul și ați înțeles foarte bine ce am avut în vedere. Dragi alegători, stimați cetățeni, ca să scăpăm de această camarilă profund coruptă, votați-ne! Votați-ne pe noi, pe cei din Partidul Unității Naționale și nu veți regreta niciodată. Să nu dați niciun vot pentru acești corupți, pentru aceste persoane care au compromis Republica Moldova iremediabil. Dacă astăzi mai sunt naivi care cred în vitalitatea și în perspectiva Republicii Moldova, care este un stat falimentar, cred că greșesc amarnic. Avem o soluție rapidă, sigură, de integrare în Uniunea Europeană și în Alianța Nord-Atlantică. Această soluție, mult așteptată, benefică și prosperă,
este România, reunificarea cu România. Doamne ajută și faceți alegerea cea mai bună. Alegeți cu încredere Partidul Unității Naționale. Eu am să închei prin a puncta două momente deosebite ale acestei campanii, care, desigur, noi facem un briefing mai neobișnuit, un pic mai lung, dar să ne înțelegeți și pe noi că lucrurile care vor urma după 11 iulie depind în mare măsură de aceste chestiuni pe care o să vă le spunem astăzi. Primul moment absolut neordinar al acestei campanii, făcut cu premeditare, este aparenta rivalitate între PSRM, PCRM și AUR. Acești doi actori politici și-au împărțit niște roluri pentru a vâna votul emoțional al cetățenilor Republicii Moldova. Ambii actori marginali în politica Republicii Moldova și care și au loc deopotrivă în afara Parlamentului și mai degrabă în celulele de la penitenciarul 13, se folosesc de cetățenii Republicii Moldova pentru niște scopuri care nu le reprezintă interese. Vreau să vă aduc aminte ușurința cu care reprezentanții socialiștilor din CEC au încălcat legea electorală și au înregistrat un bloc camuflat AUR în aceste alegeri care urma să aibă un alt procentaj electoral. Ușurința cu care s-a trecut peste asta. Uitați-vă la omniprezența acestui partid pe canalele holdingului lui Plahotniuc, la Prime, la Publica, la toate televiziunile care îl reprezintă și care promovează. Uitați-vă insistența cu care Sputnicul rusesc promovează imaginea AUR-ului și pe care îl consideră unicul partid din România care reprezintă votul antiprotest, antisistem, anti-Uniunea Europeană și anti-NATO. Menirea acestor doi concurenți este să ne atragă într-o capcană căreia noi trebuie să-i rezistăm. AUR a venit aici pentru a compromite unionismul, a scinda toți cei care gândesc și simt românește și pentru a-și proiecta pe viitor o destabilizare a Republicii Moldova și a României în totalitate. Este și rezultatul faptului cât de mult presează dosarele pe oameni corupți ca Chertoacă, Valeriu Munteanu, Bilețchi, Volosatei și așa mai departe. Al doilea aspect. Această campanie, din cauza acestei debilități a statului, a tolerat prezența a numeroși penali care s-au regăsit în partidele politice și care au misiuni de a compromite definitiv traseul nostru pro-european și românesc. Șor, Rizea, Chertoacă, Voronin, Dodon, Platon care a apărut, deci toți acești indivizi care apar în spațiu public cu partide politice și partiduții care urmează să ciopârțească votul nostru ca noi să fim debusolați și să nu știm ce să alegem. Noi vrem condamnări definitive în cazul acestor persoane și ca pe viitor să nu mai avem în campanii electorale prezența oamenilor care au probleme cu justiția. Noi am demonstrat că putem și vrem să facem acest lucru. Dincolo de faptul dacă credeți sau nu în unirea cu România, cei care au demonstrat că pot acest lucru suntem noi, deputații Partidului Unității Naționale. Dacă domnul Reniță patenta culiocul, cel care l-a scos din buzunar, probabil acum era milionar, iar PUN era cel mai bogat partid din Republica Moldova. Ați înțeles această determinare? Noi așteptăm condamnări definitive în viitorul Parlament pentru Dodon,
pentru Plahotniuc, care trebuie adus acasă, pentru Șor, care trebuie adus acasă, și toți cei care constituie camarila lui, nu punctual pe anumiți deputați, fracțiunea în totalitate, partidul scos în afara legii. Astăzi, la ora 1, merg la CNA, pentru că CNA s-a trezit abia acum să considere că poate începe investigarea penală pe cazul folosirii fondurilor nedeclarate de Partidul Șor. Păi Partidul Șor face asta de 4 ani de zile, de mai mult. Acum s-au trezit să mă cheme la ora 1. Condamnare pentru Platon. Pentru Platon, care îmblă și face pe virginul prin spațiu public, care finanțează diferite partide oculte, pentru că ei vor să se mențină în situația asta. Condamnare pentru Filat, într-un dosar complex și cinstit. Nu selectiv, că vorbim de Șor și nu vorbim de Filat, cuiva nu-i convine. Trebuie să revenim la acest dosar. Și nu în ultimul rând față de Voronin. Voronin trebuie să-și aibă loc la închisoare, ultimii ani să-și petreacă în celulă pentru cei 8 ani de viață care ne-a furat nouă tuturor când a instaurat un regim autoritar și a născut toți acești bastarzi care ne fură în fiecare zi. N-am să vă îndemn și n-am să vă cer să ieșiți la vot, pentru că nu-i pentru mine, nu-i pentru PUN, nu-i pentru cei care ne reprezintă. Este pentru voi, cei care stați în sate și în orașe, pentru cum am văzut cu voi, vă doriți schimbarea, haideți să o facem împreună. Cei de aici, din România, din diaspora, atât la est cât și la vest, să ieșim cu toții împreună. Aveți un partid pentru care să votați. Scuze nu vor exista după 11, putem să ne lamentăm și să spunem că încă nu-i timpul, dar misiunea acestui Parlament, după soluționarea acestor dosare, este reunirea cu România. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mulțumesc, vă dorim o zi bună și Doamne ajută!